Președintele ANPC, reacție în cazul amenzii date companiei Enel. Horia Constantinescu susține că Enel a emis în ultima perioadă sute de mii de facturi calculate greșit. Din această cauză, zeci de mii de români au fost nevoiți să plătească mai mult pentru energie. Astfel, compania Enel Energie S.A. a fost amendată cu peste 52 de milioane de lei pentru că nu a facturat consumul lunar de energie electrică la tarifele prevăzute în legislație. Este cea mai mare amendă din istoria ANPC. Este vorba de 1% din cifra de afaceri, este minimul prevăzut de actul normativ în baza căruia a fost aplicată această sancțiune, este rodul muncii unei echipe bine, să spunem, conglomerate la nivelul autorității. Decizia a fost a unei comisii alcătuite din colegii ce conduc direcțiile importante din cadrul structurii centrale. Potrivit președintelui ANPC, peste 44.000 de clienți ai companiei Enel au primit factura la un preț mai mare decât cel stabilit prin lege. A fost luat în calcul faptul că peste 44.000 de consumatori în aproape 8 luni de zile, cât au calculat colegii mei, au primit facturi la alte valori decât ar fi trebuit acestea emise, ceva ce a condus la o abatere de aproape o medie de 3 milioane de ron pe lună, înmulțit cu 8 luni. Astfel, oamenii care au fost nevoiți să plătească mai mult la factură sunt îndemnați să ia legătura cu compania pentru a putea fi despăgubiți. Oricum trebuie să le scrie și calculele trebuie refăcute. Din câte înțelesesem noi numai corespondenții la noi pentru luna februarie, deja se făcuseră aceste calcule. Noi așteptăm să fie respectate măsurile. Știți foarte bine că odată ce au fost aplicate sancțiuni, repetabilitatea acestora conduce la măsuri complementare. Noi sperăm să nu se ajungă acolo, ci să vedem că lucrurile intră pe păcașul normal, în sensul în care cu toții așteptăm să vedem lucrurile calibrate conform actelor normative, fără excepție.